au început procedurile pentru demararea lucrărilor de construcție a noului corp la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călărași. Reprezentantul constructorului, compania care lucrează pentru CNI, a fost prezent la Călăraș pentru discuții tehnice cu executivul Consiliului Județean Călăraș și cel al Spitalului Județean de Urgență Călăraș. Se preconizează că în luna martie 2021 să se predea amplasamentul constructorului. Până atunci se eliberează zona de imobilele aflate pe terenul destinat obiectivului.